Bună ziua, doamnelor și domnilor, bine ați venit la Liga 1. Suntem la Sfântul Gheorghe pentru un meci din etapa cu numărul 7 a Ligii 1. Șep și Oeșca și FC Botoșan, două echipe care sezonul trecut au jucat în play-off-ul Ligii 1, se întâlnesc în acest moment al sezonului regulat în situații total opuse. Deci Van Kovács, care îl are ca arbitru de rezervă pe fratele său, pe Szabolcs Kovács, cei doi frați Kovács. Avem, iată, un debut de partidă cu un prim atac al lui Șepși. Și ocazie bună acum pentru gazde. O minge care este scoasă excelent de portarul Eduard Pap. Aproape de 1-0, Zvetelin Ciunciucov. Șansă mare la o eroare gravă la mijlocul terenului. Balon interceptat de un jucător al lui Șepși. Cred că a fost Golovka. A venit acest șut, ce bine a ieșit portarul Pap. Dimitrov pregătește centrarea, balon înalt, a sărit acolo Branislav Nina, ai din nou o șansă mare pentru Șepși și o nouă paradă uriașă a lui Eduard Pap. Extraordinar început de partidă, un asalt total, iată, cu două ocazii imense ale gazdelor. Iată faza de mai devreme. Nu s-a descurcat fundașii lui Marius Croitoru, iar Branislav Ninai nu a reușit să înscrie din 6 metri. Dimitrov lansează pe Ciunciucov, un dribling al bulgarului! Bulgarul încă o dată și o nouă ratare! O dublă ratare a lui Ciunciucov într-un interval de 2 secunde. Mai întâi l-a blocat Pap, după care a apărut Daua. Încă o dată faza, ce bine s-a descurcat în fața lui Kindriș. Aici l-a întors pe Kindriș, care a alunecat ușor, greu cu Pap. Se ducea în poarta acea minge dacă n-apărea salvator fundașul camerunez. O tonă de ocazii pentru jucătorii lui Șepși. Pasa lui Enrico Papa în marginea careului, un șut care se duce la rădăcina parei și sare în brațe lui Nițui. Apare încă o dată Dragu și ocazie mare, un luft, apoi un nou șut, mingea rămâne la Ogheda și scoate de sub bară Nițui. Portarii până acum într-o formă extraordinară, cei doi eroi. A fost un șut al lui Ogheda care se ducea sub transversală. Aici Ninai n-a respins așa cum ar fi trebuit. Dragu, un luft al lui Mateusz Santos. Mingea ajunge la Ogheda, iar decarul, în locul unei execuții în forță, a preferat bate Ogheda. Pe 6 metri, gol pentru FC Botoșani! Deschidere de scor, cred că-i Kindriș. Minutul 62, o fază fixă până la urmă, aduce deschiderea scorului și înscriu oaspeții. Câte ratări n-a avut Șepși. Este minutul fatidic pentru echipa lui Leo Grozavu. Și avem o schimbare, multe evenimente care se succed cu repeziciune. Intră Așkovski, este Golovka. Este a treia schimbare pe care o face Leo Grozavu. Să revedem golul, lovitură de colț. Sare foarte bine Kindriș și reușește să înscrie. Se pare că în această vară Andrei Kindriș a avut o ofertă de la Șepși. 100.000 de euro ar fi oferit echipa lui Leo Grozavu. Bine, mai e un pic din această partidă, însă e greu de crezut totuși că Botoșani va pierde acest meci. Să vedem însă ce se întâmplă în această fază. E golul lui Dumitrescu. 1-1 și pe undeva probabil că remiza este un rezultat corect. Dumitrescu, intrat în repriza a doua, reușește să egaleze. Este primul său gol din acest sezon. A respins ciudat un fundaș al lui Marius Croitoru. Și tocmai ce spuneam, că cei de la Botoșani în deplasare au jucat nemaipomenit. Cei drept până astăzi încasaseră un singur gol afară.
Cât de bine a jucat astăzi Daua, el n-am înțeles ce a vrut să facă la acea minge, s-a temut să nu cumva să comită vreun hands, a preferat acea respingere amuzantă, să-i spunem,